Bine v-am regăsit, prieteni, bine v-am regăsit, dragi copii care nu mergeți la școală, dați profesori, dragi profesori care nu mergeți la școală, dragi guvernanți, dragi politicieni care nu se vede că ați fi fost vreodată la școală, bine v-am regăsit și pe voi. Povestim un pic despre niște surse care spun că Nicolae Ciucă va respecta programul și va demisiona vineri, adică în 26, așa cum scrie, practic, în toate înțelegerile cu ceilalți parteneri de guvernare. Întrebarea este de ce PSD dă acum înapoi și n-ar vrea să guverneze. Sigur că dacă înainte ar fi fost niște extraterestri care ar fi băgat pensii speciale, agenții peste agenții, secretar de stat peste secretar de stat, consilieri peste consilieri, gestul PSD ar fi fost de înțeles. Domnule, nu vreau să iau o bombă pe care au plantat-o alții. Dar când ai plantat-o tu, partidul care a făcut un festival al pensiilor speciale, partidul care ține în sertar inclusiv legea aia care ar tăia pensiile speciale, măcar ale parlamentarilor, dacă nu ale tuturor, băi, devine puțin ciudat. Și de ce spun asta? Spun asta pentru că noi nu traversăm acum o perioadă normală. Domnule, știți, suntem în 2014-2015, de parcă ar fi fost normal atunci, și uite, nu avem nicio problemă cu granițele de est, nu avem nicio problemă cu criza sanitară, cu criza geopolitică. Ar fi fost așa, nu de înțeles, dar cât de cât lasă în soarele lor, ok, ăsta e românul când se veselește, ăsta e românul când guvernează. Dar când vezi cei la granița de est, când abia ce ai trecut de o criză sanitară, când vezi nebunia asta geopolitică, se schimbă lumea și tu totuși alegi să faci toate porcăriile din lume, băieți, eu zic că istoria ne va da cu capul de grindă. Deocamdată suntem așa în viteză spre cucuiu politic, spre cucuiu aproape identitar, aș spune. Ce nu înțeleg oamenii ăștia? Bă, băieți, bă, băiete, ca să mă exprim la modul foarte românesc. Se împute lumea, se împute țara, că și țara face parte din lume. Și tu totuși ai o rupere de utere pe 15 metri în fața buricului, n-ai nicio treabă. Dom'le, noi dacă vrem criză politică, facem criză politică. Da, vin profesorii să facă scandal, lasă-mă să facă scandal, că ce, ne-au făcut ceva, ne-au lăsat repetenți când dădeam după ei cu cretă? Nu, bă, că Ceaușescu a zis toată lumea să facă școală. Și-au făcut și o grămadă de politruși de ăștia pe care îi vezi astăzi în fruntea țării, în cucuiul țării, da? Dând cu ciocanul peste degetele unui popor care ar vrea și el să trăiască, bă, să trăiesc și eu ca vărul meu ăla din Spania, ca unchiul meu din Franța, ca sora mea din Viena, ca Occidentul. Dar noi trăim de cacao și lumea nu-și dă seama. Lumea nu-și dă seama pentru că are impresia că ăsta e normalul. Știi, Helen Arendt a scris cartea extraordinară, Banalitatea răului. Te obișnuiești cu rău, ți se pare că asta este. Băi, băieți, asta este. Uite, eu mi-am propus să plec în concediu de la 1 iulie în Albania. O să zici, bă, o turba, German, Albania. Bă, uite, Cosmin din regie, caută-mi un pic Tirana pe YouTube. Să dăm câteva imagini ca să vedeți ce înseamnă, cum să zic eu, strofocarea, ca să mă exprim elegant, unei țări care vrea să o termine cu trecutul. Vrea să o termine cu nebunile care au fost înainte de 89. Enver Hoxha. Adică ăștia au interzis în 47 religia. Au interzis inclusiv mașinile proprietate personală într-o vreme. Au interzis tot. Da? Țara aia era condamnată să fie o Coreea de Nord pentru încă 10 generații. Bă, și dacă te uiți cum arată Tirana asta astăzi și te uiți la București, ai așa un sentiment de jenă. Oare ei cum au reușit? De unde până unde Tirana aia, despre care știai doar de țigările Weekend sau Apolonia și mai știai de coniacul la Scandenberg, știi? Care venea așa într-o sticluță făcută cu paie, foarte faine. Nu știu, n-am gustat niciodată din coniacul ăla, dar toată lumea zicea, bă, dar ce coniac bun au ăștia. Da? Cam atât știam noi despre Albania. Ah, și mai știam de 16 sau 17 Nentori, da? Echipa de fotbal
care a bătut pe Dinamo, Serus Ciprian Aron, el e dinamovistul și întotdeauna îmi face o deosebită emoție, nu o să zic plăcere, că sună urât, ca să-i amintesc de 17 Nentoli Tirana. 17 Nentoli înseamnă 17 noiembrie. Bun? O țară, asta e Tirana. Nu asta, băi. A, asta e Tirana. Ia uitați. Da? Tirana. O capitală de zici că, bă, tată, dar ăștia când o renăscut? Când o renăscut ăștia și de când o devenit de 10 ori mai tare decât Bucureștiul? Că Bucureștiul se lăuda cu tot felul de chestii. Deja vin nemți, englezi, să cumpere proprietăți. Ia uite, tată. Adică discutăm despre, atenție, Albania. Da? Nu ne mai comparăm cu Franța, cu Germania, cu asta. Și atunci te întrebi, bă, totuși, ce avem de gând să facem? Da? Sau avem de gând să facem ceva? Sau stăm așa cu mâna întinsă la istorie? Hai, istorie, dă-moi, le salut romain. Da? Tirana, tată. Te uiți la ăștia, bă, luați guvernarea, că vă trebuie guvernarea. Ați făcut un protocol. Ăștia, PSD, PNL, UDMR, ați făcut un protocol. Băieți, noi vrem să fim guvernați. Vă dăm o grămadă de bani în fiecare dată de 25. Da? Mergem acolo cu țâdulele, merge, nu merge sistemul, ok, mergem, plătim. Bă, dar pentru ce plătim până la urmă? Și aici deja ar trebui să vorbim și despre porcoșenia presei. Porcoșenia presei, o să zic și o Cairiescu, unei anumite părți, da? Sau mai multe părți, sau din părți presă, da, care vine și spune, domnule, să se respecte legea. Când îi aduce argumente că se respecte legea, se respecte legea pentru că ați intervenit. Mai este o parte a presei care vine și spune, nu, radem tot, să trăiască extremismul. Sigur, ei nu spun extremism, ei spun suveranism, ei spun antiglobalism, ei spun nu știu ce. Și dacă mă uit bine, bă, antiglobaliștii din Europa v-au dat o grămadă de bani, da? Să restaurați mănăstirile, bisericile din Bucovina și din Moldova. Da? În timp ce ăștia la care voi vă înclinați, da? Alu Kiril, distrug bisericile din Ucraina. Știi? Dar niciodată nu își pun problema asta. Mergem un pic mai departe. Pentru că ați văzut, copiii au stat acasă, majoritatea copiilor, fiica mea a stat acasă. Și tu te întreabă, tata, mergem la școală sau nu mergem la școală? Că sunt clasa 10-a, ne încheie mediile, nu ne încheie mediile. Adică stai într-un fel de storcoșală, i-aș spune eu, ca nardeal, un fel de măcinare de-aia în gol. Atenție, nu discutăm despre profesori. Greva nu este despre profesori. Greva profesorilor nu are legătură cu profesorii. Și ar trebui sprijinită de toată lumea și o să spun de ce. Atunci când se face o grevă generală, se poate face pentru că nu știu care domeniu cere luna de pe cer, bun, sau decență, ceea ce în România este cam același lucru, sau se face ca să dea un semnal extraordinar, chiar dacă nu asta este intenția. Și acum spun așa, profesorii vor trebui susținuți de toată societatea, și am văzut că se întâmplă lucrul ăsta din ce în ce mai mult, pentru că pun problema risipei. Indirect, nu aveți bani pentru profesori? Bă, băiatule, tu politicianul ai învățat litera A, ai învățat un pic de matematică, atâta cât ai învățat, da? De la domn profesor. Da? I-ai dus flori. În 15 septembrie te ducea mămica, da? Te ținea de mânuța ta de politician și zice, uite, du-te la doamna învățătoare și dă-i buchetul ăsta de flori. Și doamna învățătoare, dacă erai bun la învățătură, te striga în fața careului și îți dădea o carte, două, trei, funcție de ce premiu luai. Dacă luai premiu. Acum mă îndoiesc că în guvern sunt foarte mulți cu premii. În guvern sunt aia care se ziceau, doamne, îți mulțam că se dă vacanța mare. Și stau cu burta la soare. Până la 37 de ani. Bun. Adică, De ce să nu acceptăm greva profesorilor? Pentru că este o grevă despre noi. Despre fie mea, despre fiul tău, despre fiul meu, despre fiică ta. Da? Adică profesorul nu este un zilier. Să vii să-i dai 2400 de lei unui profesor debutant. 2400 de lei împărțit la 20 de zile, cât e? Vreo 22 de lei. Nu, cât?
220 de lei. Bă, tată, un zilier câștigă mai mult. Da? Dacă vrei să chemi un om să te ajute la repara gardul sau să scosească în, să scosească în curte, te costă 200 de lei pe zi, plus un pachet de țigări, plus cel puțin o bere, plus mâncarea de prânz. Te duci la 250, așa. Da? Păi un profesor nu câștigă atâta pe zi, un profesor debutant. Și atunci, accepți chestia asta ca fiul tău, ca fiică mea, ca fiul meu, ca fiică ta, să aibă în față un om care câștigă mai puțin decât un zilier? Cât crezi că poate rezista un astfel de om? Eu mai țin minte, eram la TVR atunci și se făcuse un fel de revoltă. Am usese loc un fel de revoltă a profesorilor care au văzut statul lor de plată, da? Și l-au comparat cu statul de plată a unui gunoier. Atunci erau numiți gunoieri. Da? Și aveau cu vreo un milion, era pe vremea aia, mai puțin decât tovarășul gunoier. Și erau oripilați. Au zis, bă, dar aici am ajuns. Noi suntem profesori sau ce mama dracului suntem? Ar sta cineva cu coatele pe băncile școlii timp de minimum 16 ani și să învețe, tată, să intre la facultate? Și intratul la facultate când vrei să devii profesor, când îți dai definitivatul, gradul 2, gradul 1, nu să așa numai că te duci să, cu buletinul să te înscrii. Înțelegi? Și erau oripilați. E o chestie de stimă de sine și a societății față de ea însăși. Nu numai a profesorului față de el însuși. Înțelegi? O stimă de sine a societății prin care să zică, da, avem niște profesori bine plătiți. Sigur că discutăm și despre după performanță, după merite, după o selecție riguroasă, dar nu poți să o ceri dintr-o dată. Și să spun de ce. Pentru că an la rând ai dus educația, ai dus școala în jos, prin subfinanțare, ai selectat ce ai putut. Că un om care ți-a terminat cu 10 pe linie la facultate, el a mers în economia privată și a câștigat 100 de milioane, nu 25, dacă a profesor. Asta este. Nu poți să ceri dintr-o dată. Și aici este și șmecheria pe care o fac talibanii, inclusiv din presă, că trebuie să vorbim și despre noi un pic. Da? Că mai greșim și noi din când în când și nu luăm, nu avem cucuile pe care ar trebui să le vadă lumea și să le avem. Da? Vin și spun, domnule, eu vreau perfecțiune. Da? Păi băieți, de la perfecțiune până la dictatură nu mai este decât o jumătate de pas. Toți dictatorii au visat perfecțiunea. Se întâmplă și se va întâmpla, evident, și când te uiți la guvernanță. Băi, eu înțeleg că vin guvernanți. Da, de stânga, de dreapta. Și zici, ăla a făcut aia, a făcut aia. Bă, băiatule, stai un pic. Dacă a făcut atâtica greșeală, hai să o comparăm cu greșelile noastre. Nu am nicio problemă. Bun? Dar să-i cer să fie perfect, hopa, vezi că îl îndrept către dictatură, către extremist. Da? Extremismul este acea, ghilimele mari, ideologie care îți arată paradisul, îți arată perfecțiunea. Îți spune că totul va fi perfect în viața ta, prima dată îl bagă pe el la pușcărie, îl împușcă pe celălalt și după aia vei fai, miere și lapte, două robinete acasă, apă caldă, apă rece, nu o să mai ai apă caldă și apă rece. O să ai aici ai miere și aici ai lapte. Nevastă, ce vrei în cafea? Miere. La robinetul din dreapta. Pune și un pic de lapte. Robinetul din stânga. Simplu, nu? Simplu. Am văzut niște comentarii foarte, foarte, foarte bune și care vin din partea oamenilor obișnuiți, ca mine și ca tine. Zice Viorica Chițu, una din fetele noastre lucrează în învățământ în Norvegia. La început au fost ajutoare de învățătoare, ajutor de învățătoare, da? Ea avea rolul de a rămâne să supravegheze copiii în timp ce învățătoarea îi ducea pe 1, 2, 3 copii care nu înțelegeau lecția din prima într-o altă sală unde le explica până ajungeau la nivelul celorlalți colegi. La noi se bucură profesorii că pot să-și descarce nervii pe unii mai slăbuți și de sus sunt încurajați deoarece nu au suplinitor sau alt rol. Da? Aici aduce acea oboseală civilă. Pentru că trebuie să vorbim și despre partea cealaltă. Legile sunt făcute în așa fel încât un măr stricat face praf toată lada de mere bune. Adică un profesor pe care îl vezi în presă, codat cu pumnul în copil, că i-a spus că ești un idiot și mă tai o proastă, și etc., etc., sunt reprimiți înapoi pe baza unor legi. Că legile sunt făcute atât de prost în România, încât, pur și simplu, în loc să zicem ăsta e bun și ăsta e rău, toți sunt răi. De ce? Pentru că unul rău este împreună
și vine înapoi, da, și este coleg iarăși cu ăilalți buni. Înțelegeți? Simplu. Și v-ați uitat ce scrie de Norvegia. Adică, acolo, într-adevăr, copilul este reperul. Bun, nicio problemă, am un ajutor de învățător. Unii copii pricep mai ușor, alții mai greu, alții spre matematică, alții spre limbi străine, alții spre îndemânare, etc., etc. Nicio problemă. Aducem pe toți la același nivel, adică sus, da? Nu-i coborâm pe ceilalți, da, la nivelul ălora slabi. Nicio problemă, mă duc într-o sală de ore remediale. Copile, ce n-ai înțeles? Aici sunt eu, profesorul, să-ți explic. N-au zis la noi de chestia asta că o să-și dea demisia 7 din minister ca să meargă ambasador, probabil. Bun. Alt de la Arvinte, un mesaj. Aveți mare dreptate, degeaba mă supăr pe profesor și am așteptări mari de la dânsii, dacă nu sunt și respectați de către minister și de către politicieni analfabeți. La banii pe care îi primesc, aceștia mă mir că mai există profesori. 480 de euro reprezintă disprețul și sila conducătorilor. Cum se poate ca într-o țară în care președintele și prima doamnă sunt profesori, ca după 8 ani de la cârmuirea țării să nu poată face nicio îmbunătățire în ceea ce privește învățământul? Sunt întrebări, băieți. Nu știu dacă va răspunde cineva la întrebările astea, dar cert este când din nerăspunsurile lor se nasc grevele. Și când spui grevă, trebuie să te gândești așa, personal, să o iei personal. Nevastă, mâine e grevă. Aoleu, cu cine lăsăm copilul? Sună repede pe măta să vină, mama e bolnavă. Dar sună tu pe măta, da, da, mama e, ultima dată te-ai sfădit cu ea. Dar sună pe tactul, da, tata nu știe să facă de mâncare la copii. Ia-ți un concediu fără plată. Hai, dar e tocmai el, dar ia-ți tu. Și de acolo discuții. Ca să înțelegeți. Și nu profesorul este vinovat de asta. În niciun caz. Profesorul ar fi fost vinovat dacă ar fi avut toate condițiile și nu și-ar fi făcut treaba. Că acum, într-adevăr, nu se mai face mare treabă în școală, nu o pun pe seama profesorilor, ci pe seama oboselii civice, pur și simplu și a societății și a profesorilor. Alinu, când scrie din Târgu Mureș, o chestie te pune un pic pe gânduri, îl vedeți imediat. Problema educației, din păcate, nu e doar cuantumul salariului unui profesor. E și problema programei școlare, ce nu pregătește elevii pentru viață sau a multor școli fără încălzire sau cu WC-ul în curtea școlii. De asemenea, mai e problema inspectoratelor școlare, ce încurcă teribil bunul mers al lucrurilor în educație și a vieții profesionale a profesorilor. Cadrele didactice știu despre ce vorbesc. Da, pur și simplu, tată. Avem o programă școlară care încă ne duce înspre venea o moară, spre siret, adică toate chestiile pe care ai putea să le vezi la filologie, de exemplu, în anul 1 sau anul 5 sau anul 4, puf, le-au băgat în programa școlară. De ce? Pentru că sunt niște dinozauri care fac manuale de cele mai multe ori, nu generalizez, dar și care vin, dom'le, pe vremea mea și încep să scarpine pe burtă, da, să se răsfoie părul de pe piept, de plăcere că am scris un manual. Doamne, pe vremea mea se făcea școală. Nici gând. Pe vremea voastră nu se făcea nicio școală. Pe vremea voastră eram bătuți în școală cu indicatorul, ăla de trebuia să ții mâinile așa. Eram treași de perciun, că probabil de aia a rămas un pic clăpăuc și chelios. Da, era o grămadă de prostii pe care le învățam în școală. Bașca faptul, trei culori cunosc pe nume, trăiască, Nicolae Ceaușescu, stejarul din Scornice sau din dracu s-o fi născut prostul ăla. Da. Nu s-a învățat nimic, mă. Era Macarenco. Cu violența rezolvați tot. Și așa ați rămas ăștia, mulți dintre voi care scrieți manuale. Și le scrieți dintr-un sentiment de frustrare, pentru că nu înțelegeți piața muncii. Că dacă ați fi băgați într-o editură particulară, ați plecat cu șuturi în fund, ca să nu zic cur. Da? Așa ați plecat de acolo. Și atunci scrieți manualele alea cumva să vă arătați voi că sunteți de deștepți, nu ca să faceți copilul să înțeleagă. V-am spus că la un moment dat trimisesem pe ai mei la Saint-Germain, școală internațională, expați, lângă Paris, da? Și au venit ăștia acasă, după, tata, eu nu stau acolo, dar de ce, mă, copile, clasa a noua, tata, mă plictisesc, ăștia fac în clasa a noua ce am făcut eu în clasa 5-a și a 6-a. Și profesorii de acolo mi-au zis, păi, monsieur Germain, păi stai un pic, tu de unde vii? Din România, mâncați, salut, român.
Bă, tată, bă, pe cum băgați voi în clasa 5-a și a 6-a suma lui Gauss în capul copilului, că el nu poate pricepe atâta abstractizare? Trebuie să te joci prin joacă și încet, încet să ajungi la înțelegere. O formulă nu este de memorat, o formulă este de aplicat. Adică în loc să zic cât e aria pătratului ăsta, spui, uite, am un teren cu latura de 20 pe 30, știi, și cum facem, cum aflăm aria, unde putem, cât e 20% sau 30% să construiești pe el, da, 30% din aria terenului eluia. Noi așa facem. La voi, trageți niște linii, faceți niște grafice și memorează că mâine e extemporal. Ăla memorează, da? Din clasa 11 încep să dai meditații că vine Bacu, vine Bacu, te omor dacă nu-l iei. Bun? Ăla a uitat absolut tot și intră în viața reală. Copilul intră în viața reală și începe. Eu știu să calculez aria. Bine, mă, zi-mi de terenul ăsta. A, nu știu. Dacă faceți o linie pe caiet, știu. Pentru că programa așa mă învață. Ăla care a scris manualul a scris așa pentru el, așa, să se uite. Cunosc un... Am cunoscut, de fapt, un scriitor, scrisese vreo 7-8 cărți. Bă, tată, în fiecare sară își număra cărțile. Mă, câte cărți, mai trebuie să scriu încă 2 și am 10. Da, încă 3 și am 10. Așa fac și ăștia cu manualele, mulți dintre ei. Da, domnule, suntem tari. Ca să mai vorbim că multe-s cu greșeli, înțelegi? Sau multe-s aiuritoare, da? Manualul ăla celebru în care un băiat, un băiețel, era felicitat că o tras-o de păr pe o fetiță și o arăta cine-i șeful. Și era felicitat. Da, și profesorul ce să facă? Cum dracu să-l sar peste lecția asta? Că nu se poate. Înțelegi? De asta greva profesorilor arată un pic mai mult decât a bani. Dar o să discutăm și despre bani, pentru că este înjositor să-i spui unui profesor, nu avem bani. Bă, băieți, cum n-ai bani? Cum n-aveți bani, mă, băieți? Bă, băiete, îmi zici că n-ai bani? Bă, dacă n-ai avea bani, n-ai avea nici ața miniștrii. Dacă n-ai avea bani, n-ai avea nici ața secretar de stat, nici ața consilieri, nici atâtea agenții, nici atâția politruci cu niște studii pe care nu și le-ar dori nici un părinte copilului lui, da? Și totuși ei sunt acolo, în funcții mari, și la stânga și la dreapta, ca să le înțelegem. Bun? Mă uit la partide, bă, tată, te uiți la liberali. Păi cred că de la Dinu Patriciu și Horea Rusu nu mai există liberali în România. Da? Mă uit la pesediști. Ei zic PSD ca să nu zică PCR. Da? Mă uit la useriști. Useriștii au venit numai cu diplomele, le-au vânturat așa și au zis, vai ce deștepți suntem. Și când i-ai pus la oaltă, zbang! Care are ochiul mai învinețit, ăla la premiul întâi. Ok? La uriști nu mai zic că la uriști, dacă încep să zic, după aia ies boscoane pe gură și pot să fiu amendat. Că, da, dacă toată lumea zice că ești extremist, te culci. Nu e așa? Aur. Ăștia vin cu biserica, vin cu crucea, vin cu nu știu ce. Însă acei tip care vin. La udemerijeară n-ai ce să vorbești, că udemeriștii, când le zici ceva, zic, a, păi, nu a fost bine traducerea. Dacă trebuie să facă ceva, o, păi stai, că noi suntem balama. Noi nu putem deschide ușa. Noi nu mă o ținem în țâțână. Noi suntem țâțâna națională. Bun. Ăia de la minorități, ăia merg, știi, n-ai văzut cum bate câteodată vântul așa prin lanuri? Sau când fac ăia, când câștigă, să ridică așa pe stadioane, de fac valuri. Așa și ei. Băi, este putere de stânga, da. Valul spre stânga, aoleo, s-a schimbat puterea. E dreapta, da, valul spre dreapta. Inutili. O grămadă de oameni inutili într-un parlament probabil 80% inutil. Nu vorbim de viziune inutil, ca prezență acolo. Da, nu sunt stare, astăzi au votat legile educației și tu ai grevă generală în învățământ, prima după 18 ani. Băi, măcar de bucă, să nu zic de obraz. Ei fi chemat pe oamenii ăia, vă rog frumos, țineți discursurile voi în Parlament. Încercăm să facem ceva pentru noi toți. Da? Hai să vedem, vă chemăm să țineți discursul. Domnul profesor de matematică, domn profesor de biologie, de chimie, de română, de psihologie, de ce-o mai fi. Țineți voi un discurs în Parlament. N-avem cum să facem mai mult deocamdată. Dar după aia te duci frumos cu ei, cu Consiliul Fiscal, cu
analiștii ăștia economici care de 30 de ani spun gata cu risipa, mă, bă, băiete, naționalul de bă, băiete, da? Și zici, băieți, de unde putem tăia? Chiar dacă nu putem dubla salariile profesorilor, ok, hai să tăiem de la noi cât putem. Tăiem cât putem, punem la educație, punem la sănătate, că astea sunt domeniile fundamentale, și mai mult decât bănuții, dăm un sentiment de solidaritate. Băieți, am tăiat de la noi, acum mai mult nu se poate să punem la educație și la sănătate, la școală și la spital. Da? Dar, uite, am tăiat de la noi, nu mai avem 200 de secretari de stat, au rămas 10, Belgia are 5. Da? Ăia din Franța, care 60-70 de milioane, au 21. Bun. Rămâi și tu cu 21, na, ca să fii și tu la nivelul Franței. După aceea te uiți. Hai să vedem. Avem nevoie de atâta primării, atâția funcționari. Și o să vezi dintr-o dată că ai de capul meu, dar ce bogată e țara asta. Mamă, dar câți bani avem. Păi fabricăm noi F-16, F-64. Nu le mai cumpărăm. Atât de bogați am putea fi. După aceea, la resurse, ce facem? Gaz din Marea Neagră, mâine dimineață la o ședință, da? La ora 4 după masă ați luat decizia, la 8 ați dat mail-ul, dimineața la 7 îs ăia aici să vină cu investițiile. Pentru că se poate. Uită-te la turci, uită-te la polonezi. Vorbeam cu cineva în seara asta și zicea, băi, polonezii deja încep să aducă tehnologia pe care occidentalii o credeau posibilă doar în China, da, de asta cu fotovoltaice, cu etc., încep să o aducă în țara lor. Și deja au toate premisele să fie unul dintre marii producători de energie verde și de echipamente pentru energie verde. Vor intra peste tot în Europa pentru că sunt atât de îndârjiți în a fi o țară pe prim plan, încât nu le rezistă nimeni. Da? Nemți care se mută în Polonia că deja se trăiește mai bine. Da? O mulțime de oameni care cumpără proprietăți acolo. Polonia a ajuns de vreo 2 ani de zile noua Spanie pentru români. Uitați-vă pe drum și o să vedeți o grămadă de mașini cu numere de Polonia și o să vedeți acolo românaș. Sunt o grămadă de lucruri de povestit. Doar că noi avem un paradox. Un paradox trist, trist, trist. Știți care e paradoxul? Înainte de publicitate, bagă-l acolo frumos să-l vadă toată lumea. Înțelegeți? Ai mai proști din curtea școlii. Publicitate, ca să nu suduim foarte tare, că ne amendează și nu mai avem bani de vacanță. A doua parte a emisiunii, asta se transmite și pe Facebook. Și am zis așa, băi, este o mare gogomanie și o mare jignire până la urmă să le spui profesorilor că nu sunt bani pentru școală. Este o mare jignire și o să spun de ce. Pentru că statul român risipește cât pentru două românii. Și o să-ți arăt la nivel guvernamental, la nivel de oraș și la nivel de comună. Da, risipă, risipă, risipă. Și nu-s numai risipele alea, vai, că au mai făcut nu știu ce sau pensii speciale. Pe lângă alea, tată, pe lângă alea o grămadă de chestii care nu se fac atunci când vine criza, îți bate la ușă și tu zici chios, cojac, miliții, șto. Știi, că așa erau traducerile alea când ne uitam la unguri pe deal, știi? Te duceai pe deal să prinzi ungurii să vezi un film cu Kojak. Și aia dublau filmele, nu le titrau. Și venea, bătea unul la ușă, Chioz și Kojak. Kojak milițișto, ceva în genul ăsta. Se petrece acum cu criza, dar ai noștri, mă rog, sunt așa cum sunt. Da? Și o să arăt aici. Newsweek. Exclusiv. Budăi dă 2 milioane de euro subordonaților pentru boli închipuite. Pentru profesor nu are bani. Petre Bădică, 22.05.2023. 2 milioane de euro într-un minister. Da? Și spui profesorului, domnule, eu nu am un sac în care să împart, din care să împart așa cum vreți voi. Bă, domn șofer, ăsta a fost șofer. Da? O meserie absolut onorabilă, să ne înțelegem. Dacă rămâi șofer și ești competent. Dar de când ești șofer, te faci ministru. N-aș vrea să vă spun o anecdotă sau o epigramă, că e amendabilă. Bun? Și începem. 2000 de euro. 2 milioane de euro. Acești bani sunt luați pentru că angajații ar fi atacați, îmbolnăviți, de praf. Lumina prea slabă în birouri. Undele de la computer sau imprimantă. Pentru că toate astea le-ar provoca diverse afecțiuni, angajații din Ministerul Muncii sunt recompensați cu echivalentul a 15% din salariu. Da?
Domnule, este praf în încăpere, dar șterge-l, mămăliga lui de praf, că ai o cârpă de praf acolo. Ai femeie de serviciu. A, nu. Știți, lumina mie... Pune-mă pe un bec mai puternic. Ia-ți de alea care consumă 4 W și îți dau o lumină de 60. Nu, domnule, nu, lumină prea slabă, să-mi dați 15% din... Bun, mai departe. Ca să înțelegeți, băieți, că sunt o grămadă de bani. Da, să-și pună și să vină cu izoleta la computer. Să nu vină undele. După aia să meargă la bosconitoare, la mama omida, la tot felul de chestii, la vrăjitoare, să-i descânte, să-i fai de cap, la pop, să le deschidă cartea. Mai departe. Florin Câțu, când era premier, spunea că sporurile pentru condiții grele de muncă, fii atent, sunt 27 de miliarde de lei. Împărțit la 5, da? Astea sunt 5 miliarde de jumătate de euro. Și că ele se dau pentru că angajații ies din casă și vin la muncă. Atât. O creștere cu 60% a salariilor profesorilor ar costa bugetul 8 miliarde de lei. Adică mai puțin de 2 miliarde de euro. Da? Și aici, numai sporurile sunt 5 miliarde și jumătate. De aia nu mai poți să le spui profesorilor, domnule, n-am bani. Da, budă-i, tată, înapoi la manivelă, la schimba viteza. Asta este. Deci numai un singur minister, numai aia din Ministerul Muncii, 2 milioane de euro pe scurt. Corect? Bun. Mergem după aia. Primăria Ploiești. Că am spus, guvern, primărie de oraș, primărie de țară. O să mergem în Bistrița după aia. Bun? La o primărie de țară, Bistrița în Săut. Primăria Ploiești. Drag, avem 520 de ani. Și la 520 de ani ne-am gândit noi să facem pentru 520 de ploieșteni a mai mare... Ce? Ghiciți ce asta? Shaorma. Au făcut shaorma mondială, shaorma națională, că Orient a fost, Orient a rămas. Da? Pe românește. Și asta o spun eu din Ardeal, Transilvania, Erdei Zibenbürgen. Shaorma. Dom'le, să dăm shaorma la toată populația copulativă. Da? O și scris Prahova Economică, o chestie de asta chiar, neam de shaormari. Da? 520 de ani de Ploiești marcați printr-o shaorma de 125 de metri de shaorma. Adică o chestie asta derizorie, de Balcan, bă, ăsta e Balcan, chemați-l pe Custurița, că vine Custurița, candidează la Cotroceni și o să ia 99% din voturi. Unii că sunt convinși că balcanii sunt buni și alții de ciudă. Da, mă, Balcan vreți? Mai ales, mă, în Balcani. Acolo ați fost 1000 de ani. Înțelegeți? Așa o chestie. Doamne, marele șef era un ungur, apropo, da? Marele șef, ajutat de nu știu ce mare șef și un semi-mare șef și așa mai departe, da? După aia, mergem la țară, într-o comună din județul Bistrița Năsăud, bă, tată, bă, cetatea, că zic ăștia, cetatea lui Petru Rareș. Cetatea e făcută în secolul XIII, 1200 și ceva, când Petru Rareș nici măcar nu era la stadiu de spermatozoid. Dar nu contează. Dacă o stăpânită la câțiva ani acolo, da, domnule, Petru Rareș să trăiască, da, da, sigur că da. Și vă arăt, ce să vă arăt? Niște drumuri. Niște drumuri. Drumuri, tată, de comună. Da? Frumos? Frumos! Comună de aia, Ciceu, chestii, Fițe, da, Bața, chestii. Mai departe. La școală. Astea, ai acasă așa ceva, calorifer ai acasă. Deci o pus țavă, cred că e de 10 sau de 8, cât mâna, îți dai seama că prin țava aia n-are cum să meargă debit să încălzească școala. Făcută, cred că, din tot felul de adunături, a mai rămas o conductă la vecinul, unul la vărul meu, hai mă, le îndoim acolo, punem ceva pe acolo, superglu, le-am lipit și mai are căldura, da? Făcută aiurea. Frig în clase? În mod evident, că doar nu poți să încălzești o clasă când pui conductă cât mâna, știi? Și dacă te uiți aici, conducta e subțire, da? Uite-te aici, dă-o mare, 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 da? Conducta aia din fund e subțire. Și ăștia au impresia că din conducta subțire vine un debit de apă care umple conducta mare și umble și... Deci, bă, tată, bă, eu sunt filolog. Am făcut și eu 3 case la viața mea. Păi pe ăla care ar fi îndrăzit să-mi facă o astfel de lucrare, îl băgam în fântână și țineam 10 ani acolo cu pită și cu apă, cu i-o ținut ăla când a făcut castelul Hunii Iacu de Hunedoara.
Înțelegi? Acolo îl țineam. Și făceam fântâna mai adâncă. Am fântână numai de 18 metri. Înțelegi? Bun. Și comunitățile tac. O să vorbim, o să mă duc să filmez acolo, chiar vreau să filmez, da? Și o să vorbim despre comuna asta și comunitatea tace. Chiar și atunci când se întâmplă tragedii. Da? Care sunt tragediile? Îți vine unul pe malul Someșului. O să vă arăt într-o emisiune viitoare că vreau să fac un serial. Da? Acolo a fost o insulă de câteva hectare. Și vine unul și zice, vai, dar ce frumoasă insula, o vreau. Un fel de Dragnea. Da? Vreau să scot niște pietriși. Acum moda cea mai mare este să scormonești pământul arabil, dai dracului cucuruzul, dai dracului tot ce e acolo și iei pietriși. Să vinzi pietriși. Nu contează că faci praf pânza freatică, că ăia de lângă tine, practic, nu mai au pânză freatică, toată apa se adună într-un singur loc, și ci că tu faci un lac. Dar acolo este teren agricol. Și acolo, din când în când, mai cade câte un copil. Și bubuie presa. Comunitatea nu zice nimic. Uite, ăsta e de acum câțiva ani, adolescent de 16 ani, înecat într-un lac, dar de fapt nu era lac, nu figurează lac, la Bața. Medicii au declarat decesul după 3 ore de resuscitare, etc., etc. Băieți, credeți că a pățit ceva domnul care o scormonit pământul acolo și a făcut un, ghilimele mari, lac? Nu. Credeți că a venit comunitatea, oamenii din sat, să zică, domnule, ce se întâmplă, cine a greșit, să plătească, să vină legea? Nu. Știți unde se întâmplă ca oamenii să protesteze? În orașele mari. Da? În comunitățile mici, mai ales dacă sunt izolate așa, după vreo 20-30 de kilometri de reședința de județ, lumea tace. Când mai există și un primar cu 2-3-4 mandate, păi ăla este Dumnezeu pe pământ, mă. Dacă vine Iisus Hristos lângă el să candideze, lumea o să-i spună, bă, Iisuse, ai bâși de aici. Bâși de aici că ăsta e primarul nostru. Nu contează că n-o făcut. Nu contează că o băgat țava la cât mâna la școală. Nu contează că s-o necat copilul. Hai mă, lăsați-mă cu prostiile astea. Bă, ăsta e universul nostru. Înțelegeți? Asta se întâmplă. Și, evident, dacă mai ai și un cămin cultural făcut acum 10 ani, să zicem, da? Care după 2, 3, 5 ani, 6 ani, începe să se crape, să puște gresia, să fie sub orice critică. Tu, la primărie, zici, cât e garanția? 7 ani. Să mai stăm un pic. Și după 7 ani și câteva luni, zici, vai, dar ce s-a întâmplat cu căminul cultural, cu această oază de cultură, această, cum să zic, eminesciană arhitectură interioară. S-o refacem. Păi, domnule, dar era în garanție, ți-am spus de ani de zile că... Nu, domnule, nu în garanție, nu, că trebuie să dăm niște bani. Și mai băgăm niște bani acolo și după aceea te uiți către o mănăstire. Se face mănăstirea. Apoi, dacă se face mănăstirea, ce ne interesează? Mai dă o dată poza cu drumuri. Da? Dom'le, la mănăstire se merge umilit, cu pravoslavnicia în interior, acolo lângă Duoden. Păi să mergi pe asfalt la mănăstire. Facem asfalt doar pentru popi. În rest, ăștia, locuitorii, pravoslavnicii, ăștia n-au decât ori își iau suf ca popa, da? Ori să meargă așa, să înțeleagă pământul. Dacă punem asfalt, nu se mai înțelege pământul cu omul. Înțelegi? Da, dăm câteva miliarde și la mănăstire, după mergem la guvern și începem să zicem, da, ține și nouă la rectificarea bugetară, că nu mai avem cu ce să plătim gazul la școală. E adevărat, nu contează că nu dă căldură gazul ăla, că am făcut prostiile alea de instalații. Știți, nu contează că nu avem un dispensar, ce bine îmi pare că avem mănăstire. Că dar oricum omul moare la un moment dat. Cu moarte toți suntem datori, nu așa zicea tovarășul Coșbuc. Dar nu-i totul aleu să moră câine lănțuit. Da, nimic nu-i mai de râs ca plâns în ochii unui luptător. Ok? Nu, domnule, aici trebuie să mergem la mănăstire. Noi nu stăm că pe intermediari ăștia, pe medici ăștia intermediari. Ăștia niște intermediari între viață și moarte. Ăștia ne vindecă pe când să mergem în rai. Da? Mergem direct la popă. Câte miliarde vreți, domn părinte? Păi, domnule, acoperișul ăsta ar costa în mod normal
vreo 100 de milioane, dar dă-și tu un miliard acolo, că să fie primit, că Dumnezeu, știi, cu cât îi dai mai mult, cu atât ai mai mulțumit, știi? E ca un zeu de ăla care vine și zice, ce mi-ai tăiat aici ca jertfă? A, păi, Doamne, n-am avut foarte multe în ogradă, ți-am tăiat două găini. Aoleu, dar te dau de toți pereții, băi, eu sunt Dumnezeu. Mie un bou și oaie, plus bonus, un berbecuț, dar făcut așa, mai prăjit, un pic mai crocant. Da? Și atunci merg bănuții la domn părinte. Ce să meargă la domnul doctor sau la domn profesor? Ăștia n-au decât să stea acolo, să meargă cu cizmele. Vor să afle adevărata știință? La mănăstire, băi. La mănăstire și vine popa și vă spune la biserică despre viața de apoi, că viața de acum oricum e de rahat. Înțelegeți? Și lumea tace. Lumea tace pentru că știi? Sigur că la colțuri lumea vorbește, nu? În comunitățile astea mici sau în orașele mici. Dar când vine domn primar, pe toți îi vezi în poziția asta de ghiocel, că nu știi dacă vor să scape săpunul sau chiar îl salută pe ăla și pupă ghiulul. Înțelegeți? Ăsta e farmecul cu politicii românești. Și după aia tu vii să le spui ăstora care fac grevă generală, domnule, nu avem bani. Dar oare n-ar fi mai bine să se mute școlile în mănăstiri? Că acolo de bine, de rău, în mănăstiri este și căldură, de foame nu mori, liniște, frumos, duci copiii acolo, în două, trei generații vor fi niște sfințișori, le spui că lumea e rea, da, cum era acum 3-400 de ani, vine și Ion Creangă cu ceaslovul ăla de la popa, de la tata Smărândiței, îți spune și calul Bălan. Știi calul Bălan? Calul Bălan e ăla în care te trezeai și îți trăgea la două la funde cu cureaua, cu buta, cu tot ce vrei tu. Și facem, mergem înapoi. Pentru că noi oricum zicem, domnule, tradiții, opingi, obiele, ițari, acolo ne îndreptăm, băieți. Nu băgăm bani în educație. O să fim acolo. Și o să fim foarte mândri în nimicnicia noastră. Știi? Că cu cât o pui mai prost, cu atât e mai mândru. Și o să le spunem tuturor cum am inventat noi limba latină și cum le-am spus ălora. Știi? O să-l urâm, evident, pe Dan Alexe. E păcat să nu-l urăști pe Dan Alexe. E omul care a scris Dacopatia. Și care acum spune foarte clar, mă băieți, nu mai spuneți că sunteți daci, că dacii nu se numeau pe ei înșiși daci, știi? Că Dacia a fost într-adevăr până prin 270 ceva în susul Dunării, dar dacă te uiți pe hărțile de după 200, pe acolo prin 300-400, știi unde era Dacia? Actuala Bulgarie. Că romanii ziceau, ai Dacia. Ok. Când după 2-300 ani, zis, a, nu ai Dacia, hai să o punem Dacia asta. Dacii nu știau că sunt daci. Dacii nu știau că trăiesc în Dacia. Dar nici galii nu știau că sunt gali, nici germanii nu știau că sunt germani. Cronicarii ăia, latini, scriau despre gali că sunt gali. Dar ei nu-și puneau problema așa. Nici nu știm sigur dacă galii au cucerit la un moment dat faza aia cu gâștere, cu Capitoliu, dar Roma. Poate că nu erau galii. Înțelegi? Dar noi, dintr-un mod, în sfârșit, Doamne, bine îți mulțam că ai pus ceva totuși pe columna lui Traian, că despre aia știm și noi că am văzut sculpturile alea. Că înainte am fost celți, am fost și agatârși, am fost și daci. E adevărat că dacii erau numai până pe la Alutus, pe la Olt. Că dincolo erau sclaveni, așa se numeau. Către Moldova erau costoboci. Da? Tracia, din care zicem noi, domnule, noi suntem traci, noi suntem daci. Tracia era acolo în Bulgaria și în josul Bulgariei. Da? Și atunci o să devenim încet, încet niște formule astea de non-combat identitar. Adică așa cum sunt coreenii de nord. Știi? Ei știu o singură treabă. Marele conducător, dacă moare marele conducător, dacă are o criză biliară, dacă e adică la constipat nu se pune. Știți că la Coreea de Nord se spune foarte clar, dragă, mari conducători nu defechează. Adică nu fac un căcâgea la budă. Ei doar fac un pișu scurt. Ce vă spun acum este adevărat. Da? E formula adoptată de la Kim Il-sen încoace, prin care, doamne, cum să meargă marele conducător să stea pe budă? Oh, nu. Nici gând. Este un fel de zeu. Un semizeu. Da? Și o să fim și noi ca aia.
mare și mică, știu ea ceva despre lumea exterioară? Nu. Au ea internet? Nu. Au telefon mobil? Nu. Și atunci, ei cred că toată lumea e la fel, doar că ei sunt în susul lumii. Chiar dacă mănâncă grăunțe și ce mai găsesc, da, așa, la rădăcini. Ei zic, băi, alții nu mănâncă nici asta. Dar cum eram noi cu Ceaușescu, domnule, avem armă atomică, bombă atomică. Da? Sau era legenda aia că, băi, rușii au vrut să intre la noi în 68 în august, când n-am vrut noi și albanezii să mergem în Ceoslovacia și au trimis câteva tancuri și incredibil armata română le-a topit. Adică erau tot felul de legende de astea de vascularizare identitară, așa un fel de țâfnă împotriva lumii care se uita la tine cu milă, că tu îți distrugeai satele, răbdai foame, răbdai frig, erai un tântălău al lumii moderne. Așa te-a făcut comunismul. Și acum ne îndreptăm către aceleași vremuri, băieți. Dacă nu băgăm bănuți în școală, o să fim proști. Copiii noștri și mai proști. Nepoții noștri mai proști decât copiii noștri care sunt mai proști decât noi. Asta face școala. Îți arată universul și după aia te face să gândești despre univers. Universul nu ăla mare cu stele, universul ființei tale, ăla în care trebuie să mergi la muncă, trebuie să-ți faci munca bine, trebuie să-ți crești copiii, trebuie să-ți duci nevasta la restaurant, să ți-i crești ca lumea, să te joci cu ei, adică să înțelepțești universul din jurul tău sau jurul din jurul tău. Da? Nu poți să fii o metaforă de asta așa, iarăși o să spun cuvântul ăsta urât, identitară. Da, o frustrare, un fel de jomonfișism de ăla extraordinar. Noi suntem aici stăpâni, noi suntem pe vești stăpâni. N-ai cum, în lume nu există stăpâni. Rușii ce vor să fie stăpâni acum, dar fiind niște idioți, mă refer la ăia de la Kremlin, ei nu o să reușească. Pentru că știi, ăștia care au vrut mereu să cucerească lumea, au dat doar senzația. Au rezolvat câte o conjunctură în care credeai că au cucerit-o. Dar până la urmă au fost învinși. Știi de ce? Pentru că istoria e ca o vacă. Mă, dacă ești bun cu ea și o țesări și îi dai de mâncare și îi respecti vocația ei de vacă, da? Îți dă lapte. Dacă îți bagi joc de ea, bă, îți arde o copită între ochi, de nici nu mai vezi, nici nu mai auzi și nici nu mai pricepi. Poți să vorbești numai aiurea pe acolo în limba rusă la Kremlin. Sau în limba română la Ministerul Educației. V-am lăsat să aveți o seară minunată. Mâine seară ne vedem din nou ca și cum am fi soț și soție. Pa!